Gorjenii vor avea parte și anul acesta de Ziua Națională de tradiționala fasole cu cârnați. Pe 1 decembrie va fi pornită și instalația ornamentală de iarnă. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu pregătesc peste 1500 de porții de fasole cu cârnați. Vom organiza și în acest an, ca în toți anii trecuți, acea masă tradițională pentru participanții la festivitățile din piața prefecturii de aici, de la Târgu Jiu, când le vom oferi oamenilor tradițional la fasole cu cârnați și murături și un pahar de vin fiert. Pentru ca vinul fiert să meargă mai bine, municipalitatea organizează și spectacole de muzică populară și colinde. Între ora 17:30 și ora 18 va fi acel spectacol de muzică populară și colinde, susținut de ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului, iar la ora 18 va fi aprinderea iluminatului public ornamental, inaugurarea așadar, pe care o va face domnul primar Florin Cârciumaru. 150 de pensionari de la cluburile vârstei a treia din Târgu Jiu vor pleca la Alba Iulia ca și anii trecuți pentru a serba Ziua Națională, vizită ce va costa municipalitatea aproximativ 7.000 de lei.